seara. Numele meu este Andonescu Giulia, am 17 ani și vin din Focșani. Giulia, povestește-ne un pic despre tine. 17 ani, nu e foarte mult de povestit, dar tot ceva ai de spus. Nu este foarte mult de povestit. Pasiunea mea cea mai mare este medicina. Și da, chiar... vei la concursul ăsta de chirurgi plastici. De ce? De ce medicina? Efectiv simt că asta vreau să fac. Să profesez ca medic chirurg sau ca medic pediatru. Te uiți? Admirativ așa și mai uită-te și mai sus. Dar nu e greu să fii chirurg? Am realizat și destule experimente. E bine? Ține? Pe rinichi, pe inimă, disecții. Puțin la rinichi este destul de nașpa, pentru că miroase cam urât, dar ar trebui să mă obișnuiesc, pentru că o să lucrăm pe cadavre și... Și vii cu mâna de acolo, în jos. Aș putea fi un chirurg care le cântă pacienților, le face anestezie și după le cântă. Bun, ce ne mai poți povesti despre tine? Desenez în creion. Desenez săli de operație. Nu știu, și organe am desenat. De care? Plămâni, inimă. Cum îi desenezi datul? Nu știu, am mai desenat ramuri care ies din ei sau flori sau... Asta e frumos, dar hai să le urăm tuturor să nu aibă flori și ramuri în plămâni. Asta nu prezice o dimineață frumoasă. Bine, tu ești gata? Da. Ești bine? Da. Bun, hai. Fii bravo. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus. Asta e cântecul după ce au desemnat și le-au. Îi pare rău. Je suis laid sans toi, comme l'orpheline, dansando toi. Je ne plus de vie, de vie fera ma vie, ma vie c'est ce quand tu pars. Je ne plus de vie, même mon élire c'est un son qui est de guerre. Quand tout en va, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma belle sortait le soir et qu'elle me laisse seule avec mon désespoir. Câți ani ai spus că ai tu? 17. 17 ani. Îți place chirurgia, desenezi plămâni cu flori și tulpini și ai cântat piesa asta așa. Da. Aoleu! Transformarea ta din fata asta așa simpatică, cu uite ce zâmbet frumos ai, dinți perfecți, ochii de căprioară. Da. Deci ești ca o căprioară în lumina farului, exact așa ești. Și când te-am văzut așa, zic, stai așa că acum eu mă simt vânat. Căprioara care oprește mașina. Da, direct, îți dai seama. Ai o voce foarte bună, dar felul în care a interpretat mi s-a părut extrem de dramatic. Eu, ok, înțeleg, e o piesă dramatică, dar parcă a fost un spanac la 17 ani, cât de bolnavă să fii. Nu știu, nu, mă rog. Nu în sens de malade. Da, mă înțeleg, dar adică cât de mult să suferi la 17 ani? Nu sufer. Ai văzut? Dar te gândești la cineva când asculti piesa asta, de-ți place așa mult? Mă gândesc, nu știu, la lucrurile care mă emoționează.
They say the time can heal the broken. Nu plânge. Dar de ce ai ochii în lacrime acum? Păi... Zine o poză la ce te gândești, mentală, la ce te gândești. Familia mea. Și te emoționezi? În ce sens? Iubesc foarte mult. O, Doamne. Mamă, și așa de tare te emoționezi doar vorbind despre ei? Da. Știi vreo piesă veselă? Da. Jingle Bells. Pe mine mă interesează doar dacă se transpune ce simți și într-o piesă veselă. Sau cel puțin poate ceva mai ritmat. Dacă nu vezi, trist de ritmat, cel puțin. Perfect vesel ar fi, da. Gata. I could feel it from the start. Could have stand up being part. Something much uncommon. Something moving deep inside. There every time I see you, everything starts making sense. Băi, băi, uite-mă pe ăștia doi aici. Uite la mine. Tu ai cerut piesă veselă. Tu ești vesel? Tu ești vesel? Mission accomplished. Eu tot îți vesel. M-a spart. Mi se pare fantastic. O, s-a transformat total. Da. Era altcineva. Mamă, zici că e Tabasco. Direct. Tabasco, exact. Și se nervează și începe să bată piesa. Da. Că piesa... Piesa... O iau un pic la bătaie, da. Pentru că vine așa la piesa. Hai, piesa, hai cu mine. Da. Și piesa așa, nu știu dacă... Nu vreau. Ce ai zis, mă? Și la un moment dat începe să o bată. Da. Începe să o bată, operează, scoate plămânii și bagă flori în trânsi. Auzi, Giulia, vreau să te întreb dintre mama și tata, cine când se enervează face așa? Zi drept, de la cine ai auzit tu emisia asta și pare nu pe rău, note? Mama. Eram sigură. Cum e ea când se enervează, când nu mai poate cu voi? Giulia! Așa face? Nu. Wow. Să vină mama în scenă. Eu vreau să văd pe mama care face așa. Cum ai zis? Giulia! Așa zbiară la tine de când ești tu mică? Hopa! Aia te vine cea mai mică. Vai, bună seara, mama! Bună seara! Ați auzit-o cum v-a imitat? Este așa, într-adevăr, pentru că sunt puțin mai exigentă. Și am și foarte vocea bine. Așa cum trebuie. Asta îmi place. Deci, așa... deci eu dacă văd o mamă că face... Așa, s-a terminat. E clar. Stai jos, stai din gură, stai la locul tău. La colț! Vai, să știți că a plâns când s-a gândit la familie, era sensibilizată, deci cumva strigați Giulia, dar cred că e oferit și mult. Vă iubește foarte mult, să știți. Să știți că e același lucru și din partea mea, pentru că și eu sunt. Puteți foarte... să-i dați o îmbrățișare, că și așa e acolo, uite, să... Ia uite, na, două picături. Mulțumim mult! Ați auzit-o cum a cântat? Da, m-a auzit-o. Și cum vi s-a părut? Cred că putea și mai bine. I-am auzit-o și mai bine, sincer. Vai, parcă o văd pe mama, e incredibil. Giulia! Cântă mai bine, Giulia! Da, doamnă, sunteți o mamă tipic românească. Da. Exigența. Nu cred că există vreo mamă care să nu spună cred că puteai mai bine. Auzi, mamă, dar chiar așa, mă, nu se poate. Nu puteai tu un pic, mă, să te concentrezi. Vă mulțumim că ați venit, că eram foarte curioși. Vă mulțumim pentru sinceritate. Mulțumesc. La revedere. Vai, Giulia. Giulia! Ai un dat de la mine, să știi. Mulțumesc din suflet. Lăsând la o parte prestația ta artistică, să știi că eu iubesc oamenii ca tine atunci când vine vorba de familie. Ar trebui să fim toți așa. Dar, dacă vorbim de prestație, astăzi de la mine ai un da. Mulțumesc! Smiley, te rog. Și de la mine ai un da. Mulțumesc. Cu 3 de da ai trecut. Medicina muzicii n-a făcut-o nimeni. Giulia, cânti foarte tare. Și simți foarte tare. Da. Nu zicem să ducem biletul, mamă? Da. Ai, mă, ce drăguț! Hai, de hai că vin și eu să cunosc și pe tata, mă, să văd ce om sensibil a rezistat. Ia. Atâta timp. Prezintă-l. Uite. Felicitări, doamne. Uite, tata mea aici, e dincolo, așa-i? Ah, și eu care am vrut să-l cunosc și pe tata, să văd unde a venit și sensibilitatea, cine a rezistat. Foarte bine. Da. I like. Bravo.
bravo, Gino. Din extremă, din extremă, din extremă. Sensibilă, extrem de sensibilă, puternică, dar extrem de puternică. Dar să știți că ea nu cântă numai așa. Eu sunt sigur. Tipurile din muzică. Eu sunt sigur. Sunt sigur. Eu mă mândresc cu ea. Și și atât de simpatică. Doamne, eu... Și am crezut în vocea ei întotdeauna. Gata, hai că eu o să mă apuc să plâng și eu acuș. Păi eu Marius, deja am început, Marius, dar eu sunt obișnuit că eu n-am las în grijă lui Marius. Iertați-mă că vă deranjez, dar eu n-am înțeles ce vot am de la dumneavoastră. Tot da, ți-o dat. A, da? Da, ți-am spus 4 de da. 4, ai 4, da. Mulțumesc. 4 de da. Haideți să vă zic ceva. Da. La mine tata era așa, un pic mai exigent. Okay. Și cel mai mult apreciam de la el o vorbă bună. Eu puțin v-am spus, mai dură. Da, dar de la dumneavoastră așteaptă o vorbă bună, vă zic sigur. Știu. Că tatăl, dacă știu, e mai sensibil și dumneavoastră a fost... Când vine, când vine de la dumneavoastră... Vorba bună, da, atunci știți, când trebuie. Da. Da, să știți, dacă nu ești un profesor bun, nu faci nimic în viață. Asta să știți. Dar țineți minte și ce v-am zis. Da, 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 absolut. Mulțumim. Mulțumim.